Continuă Breaking News la Euronews România, ora 16. Bine v-am găsit. Noi, ca jurnaliști, continuăm să fim atenți la ce se întâmplă în Statele Unite ale Americii, peste ocean. Rezultatele parțiale ne spun și deja de câteva ore bune. Donald Trump e noul președinte american, mai precis al 47-lea. Va deveni republicanul așadar a doua oară la Casa Albă și nu sunt foarte multe precedente în istorie. Are deja 277 de electori. Iată, a depășit pragul cu 7. Dacă ne uităm în număr de voturi, poate că e chiar și mai semnificativă imaginea. 5 milioane peste Kamala Harris. A câștigat deja în 4 state cheie, Pennsylvania, printre acestea, 19 electori, o mare victorie. Iar în celelalte 3 swing states conduce. Așadar, Trump a reușit să câștige electoratul. Și și-a anunțat victoria în discursul susținut în fața celor adunați la sediul de campanie al Partidului Republican. Urmează o eră de aur pentru America, care va deveni cea mai bună țară din lume. Au fost cuvintele chiar ale lui Donald Trump. Alături de liderul republicanilor, la Casa Albă va merge și J.D. Vance. Apropo, va fi al 50-lea vicepreședinte american. Cei doi au fost însoțiți pe scenă de soți, de membri familie, de toți cei din staff. Iată. Incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. It is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? But it's a political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Oh, I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. But this is also a massive victory for democracy and for freedom. Say a couple of words. Mr. President, I appreciate you allowing me to join you on this incredible journey. I thank you for the trust that you placed in me. And I think that we just witnessed the greatest political comeback in the history of the United States of America. Imediat după anunțul victoriei, același domn Trump a început să primească mesaje de felicitare din partea conducătorilor lumii. Era previzibil. Printre primii, premierul de la Budapesta, Viktor Orban, considerat un apropiat al lui Donald Trump, deci printre primii oficiali care l-au felicitat pentru obținerea celui de-al doilea mandat de președinte al Statelor Unite. Iată-i și pe ceilalți. Este cea mai mare revenire din istoria politică a Statelor Unite, o victorie extrem de necesară pentru lume, a scris premierul maghiar Viktor Orban. Iar cancelarul Austriei, Karl Nehammer, se așteaptă la o extindere și o consolidare a relațiilor transatlantice. Împreună să răspundem provocărilor globale, a scris șeful guvernului de la Viena. Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a vorbit despre o alianță de nezdruncinat, dar și despre națiuni surori, unite de valori comune și de o prietenie istorică. Liderul de la Roma a militat pentru consolidarea relațiilor dintre Italia și Statele Unite. Și președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, speră ca împreună cu Washington, Belgradul să facă față provocărilor din lume. Serbia se angajează să colaboreze cu Statele Unite pentru stabilitate, creștere și pace, a menționat liderul sârb. Iar fostul președinte al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, un apropiat al liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, nu a ratat ocazia de a glumi pe seama democratei Kamala Harris.
Kamala este terminată, lăsați-o să continue să râdă contagios, a scris sarcastic oficialul de la Moscova, care a precizat de asemenea că Rusia își va continua agresiunea împotriva Ucrainei. De partea cealaltă, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a sugerat că este un adept al politicilor lui Donald Trump de gestionarea crizelor. Apreciez angajamentul președintelui Trump față de abordarea păcii prin forță în afacerile globale. Liderul de la Kiev a mai scris că Ucraina se bazează în continuare pe sprijinul Statelor Unite. Și liderii Uniunii Europene l-au felicitat pe Donald Trump. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, menționează în mesajul său că Uniunea Europeană și Statele Unite sunt mai mult decât simpli aliați. Suntem legați de un adevărat parteneriat între popoarele noastre care unesc 800 de milioane de cetățeni. Haideți așadar să lucrăm împreună la o agendă transatlantică puternică, l-a îndemnat oficialul european pe liderul de la Washington. Iar secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-a arătat convins că poziția de lider a lui Trump va fi esențială pentru a menține alianța nord-atlantică puternică. Aștept cu nerăbdare să lucrez din nou cu el pentru a promova pacea prin forță prin intermediul NATO, a mai menționat Rutte. Mesajele de felicitare pentru Donald Trump au fost trimise și de alți lideri mondiali, inclusiv de președintele Franței, Emmanuel Macron, dar și de către prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu. Iar noi continuăm la Euronews România să înțelegem la nivel de analiză ce s-a întâmplat în ultimele 24 de ore, dar nu doar atât, în campanie, în anul care a trecut și numai puțin important către ce să privim de mâine, poate, încolo, atunci când vorbim despre președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump. Au acceptat dialogul cu Euronews România. Domnule Alison Mutler, jurnalistă, mulțumesc mult pentru prezență. Sărut mâinile! Bună ziua! Și doamna Iulia Huiu, care este analist de relații internaționale. Mulțumesc de asemenea pentru prezență. Sărut mâinile. Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. Doamna Huiu, de ce a câștigat Donald Trump? Acum se pot spune câteva lucruri la cald din observațiile preliminare. Evident că pe măsură ce vor veni datele complete, analiza va fi mult mai complexă și răspunsul la întrebarea dumneavoastră, răspunsul definitiv probabil va dura foarte multă vreme de acum înainte. Corect. Câteva elemente care se desprind totuși. Am văzut un vot pentru Donald Trump din partea unor categorii de electorat afectate de situația economică sau care percep actuala situație economică ca fiind una nefavorabilă. O parte din populația hispanică, în special bărbați, hispanici, bărbați de culoare s-au îndreptat către Donald Trump într-o proporție mai mare. Iar, așa cum am spus, motivațiile din spatele acestui vot par a fi în principal de natură economică. De ce nu a câștigat Kamala Harris, Alison Mutler? Kamala Harris n-a avut suficientă forță, nu a avut suficientă carismă. Și în plus este asociat cu regimul sau cu administrare, să spunem mai așa, lui Biden. Deci asta a fost handicapurile ei. Nu mi se pare un handicap că a intrat doar acum 3 luni, dar nu a reușit să convingă, nu a avut personalitate suficient de puternică și n-a avut nici carismă suficientă. Era prea middle of the road și mi se pare că americanii până la urmă au căutat un strongman. L-a ajutat foarte mult tentativ de asasinare, mai ales primul al lui Trump, pentru că nimeni nu o să poate să uită niciodată această imagine cu el cu pum în aer și asta cred că l-a convins pe multă lume că este un om care nu se dezice și că se luptă și ea nu a reușit să depășească candidat decent, să zicem de centru, dar nu a reușit să convingă că ea e suficientă de puternic să conducă Statelor Unite. Deci asta înseamnă cu siguranță putea să joace mai bine această carte din momentul în care a devenit candidat. Curiozitatea mea, sau mai bine spus, înțeleg de la dumneavoastră, Alison Mutler, nu poți pune totul pe umerii Kamalei Harris. Trebuie să privești către republicani, către democrați până la urmă, ca echipă extinsă, inclusiv domnul Biden. Da, ea a avut moștenirea lui Biden.
tot votul de blam care i-a adresat, evident, un guvern, o administrare în exercițiu, a fost îndreptat și împotriva ei, probleme economice și, în plus, Donald Trump a reușit să speculeze foarte mult temeri americanilor, reale sau nereale, cu imigrare, cu economie și așa mai departe. Și este un om, un showman, un entertainer. El știe să creează suspens, acțiune, energie, știe să genereze. Nu că n-aș studia, dar nu a fost suficient de puternic să convingă. L-am auzit, doamna Huiu, pe Donald Trump în discursul din această dimineață, rostind de mai multe ori MAGA, MAGA, Make America Great Again, aproape niciodată Partidul Republicanilor. Știți ce curiozitate am? Putem privi la Donald Trump ca unul dintre lideri, poate un lider al Republicanilor, sau mai degrabă anfitrionul unei mișcări? Cred că în acest moment Partidul Republican se suprapune cu această mișcare MAGA, Make America Great Again. Am mai spus că Partidul Republican pe care îl cunoșteau părinții noștri din era lui Reagan, acel Partid Republican care a luptat împotriva comunismului și care chiar a susținut România în parcursul euroatlantic, nu mai este același. Acum, întreaga structură a Partidului Republican este dominată de această mișcare MAGA. Ați văzut că au câștigat în acest moment și Senatul. Cei care intră în Senat fac parte din această mișcare și diferă de foștii vechi republicani conservatori care erau foarte hawkish în politica externă, care pledau pentru leadership-ul american în lume, pentru implicarea inclusiv militară, prin prezență militară a Statelor Unite în plan internațional. Deci, în acest moment, cred că există o echivalență între cele două. Acesta este Partidul Republican de astăzi. Foarte interesant. Pentru cei care vor să afle în detaliu, apropo de Senat, într-adevăr, pentru majoritate sunt necesare 50 de mandate. În acest moment, scorul ar fi 52 la 42. Și e și aceasta o imagine, Alison Mutler. Acum 24 de ore, ca să o iau cu începutul, și în toate orele care s-au scurs până în această dimineață, cel puțin aici, la Euronews România, am vorbit despre cât de la mustață e competiția electorală. Cât de umăr la umăr sunt cei doi. Ultimul titlu pe care l-am citit în presa internațională ne spune 5 milioane de voturi în plus. Parcă nu mai e nici lupta umăr la umăr ce era odată. Absolut. Și asta e o mare surpriză pentru că toată lumea, eu și ieri am fost invitat undeva la televiziune și spuneam că e posibil să nu știm câteva zile rezultatul. Asta pentru că așa se transmitea presa. Exact. Ideea era că era pe muche de cuțit. Dar, de fapt, nu a fost. Și, într-un fel, e mai bine așa, pentru că nu va fi contestat rezultatul și oriunde un rezultat decisiv este mai bine decât un rezultat contestat. Că ne ducem aminte foarte bine ce s-a întâmplat în 20, când Donald Trump a pierdut și a refuzat să accepte. Adică a fost lung de proteste, a fost insurgență și a fost contestat. Dar acum este un rezultat care nu poate fi negat și e decisiv. Și într-un sens, deși este surprinzător, este mai sănătos pentru democrație și pentru lume, zic eu. Decizia doamnei Harris a fost încă dinainte de finalizarea numărătorii de a-și retrage, de a nu susține un discurs. Ca jurnalistă, doamna Mutler, pentru că ați văzut atâtea figuri de comunicatori, sau să ne referim doar la politicieni, în momente mai mult sau mai puțin culminante, delicate, tensionate, ce v-a arătat această știre? Kamala Harris nu va susține un discurs. Dezamăgitor, sincer, pentru că ea datorează electoratului său și oameni care i-a votat și oameni care chiar nu i-a votat un răspuns la acest rezultat. Și în politică, de aceștia la lege, only one person can win, adică câștigătorul ia totul. Și adică fie câștigi, fie pierzi. Dar trebuie să știi cum și să adresezi oameni care te-au votat și să-i mulțumești și să explici de ce n-ai reușit, nu să faci scuze că
Așa, dar trebuie să părerea mea trebuie să fi fost dat un discurs. Poate o să vedem mai încolo. Cu siguranță va veni și acest moment. Ce urmează de mâine, Iulia Huiu? Urmează, de pildă, ca Statele Unite ale Americii să devină mai protecționiste? Da, este posibil. Primul lucru pe care vreau să-l spun este că urmează un transfer pașnic de putere. Lucru foarte important pe care mulți ani l-am luat ca de la sine înțeles. Ei bine, în 2020 nu am avut parte de un transfer pașnic de putere. Deci astăzi la Washington este liniște. După cum știți, au existat temeri că ar putea fi violențe, tensiuni, contestări. Nu este cazul. Deci un prim semnal pozitiv, cred eu, pentru maturitatea democrației. Urmează o perioadă de tranziție în care vom afla probabil nuanțe de politică internă și externă ale viitoarei administrației Trump. În timpul campaniei electorale, Donald Trump a declarat că va introduce tarife, a vehiculat cifrele de 10% sau 20% pentru toate importurile. Cum analiștii economici și-au exprimat îngrijorarea cu privire la această perspectivă, analiza lor este că ar genera o spirală inflaționistă. Îngrijorarea cu privire la tarife se leagă inclusiv de relația comercială cu Uniunea Europeană. Uniunea Europeană este principalul partener comercial al Statelor Unite și invers, cele mai multe investiții americane sunt în interiorul Uniunii Europene. Deci acesta ar fi un prim aspect pe care trebuie să-l urmărim. România trebuie să fie și ea atentă la acest aspect ca parte din Uniunea Europeană. Iar noi adăugăm că piețele financiare au înregistrat creșteri semnificative după rezultatele obținute de Trump la prezidențiale. Trump Media and Technology, de exemplu, adică grupul deținut de președinte, a crescut cu 47% în tranzacțiile preliminare. Indicii bursieri au reacționat pozitiv, cu până la 3%, iar dolarul, da, a avut cel mai mare avans din ultimii 2 ani în raport cu mai multe monede. Și acțiunile marilor bănci americane au consemnat un avans puternic. Contextul a fost unul bun și pentru evoluția pieței criptomonedelor. De exemplu, Bitcoin a atins un nou record, a depășit 75.000 de dolari. Acum, evoluția de pe bursă arată poate așteptările investitorilor legate de politicile viitoarei administrații Trump. Și dacă am intrat pe acest teren și dacă ați pronunțat, doamna Huiu, puțin mai devreme, Uniunea Europeană, inclusiv România, credeți că e o lecție pentru poate orice european, poate pentru orice român, aceea prin care americanii au demonstrat prin vot că sunt mai degrabă interesați de granița de la sudul Statelor Unite ale Americii, nu de granița pe care noi o avem cu Ucraina, a se înțelege război? Da, e o întrebare foarte bună. Cred că în momentul de față pentru România, prioritizarea regiunii Mării Negre rămâne cel mai important aspect. Interesul strategic național al României este ca această zonă să rămână în continuare în atenția administrației de la Washington. Cred că aici vor trebui să se îndrepte eforturi diplomatice crescute ale administrației noastre de la București. Cred de asemenea că România în relația bilaterală cu Statele Unite are niște aturi pe care poate să și le valorifice și cred că eforturile noastre diplomatice trebuie să pună pe tapet toate posibilele scenarii. Ați menționat creșterea de la burse, este într-adevăr o reacție de moment. Să nu uităm că urmează 4 ani de mandat, o perioadă foarte lungă în care se pot întâmpla foarte multe lucruri. Și referitor la precizarea dumneavoastră, ce anume este de interes pentru electorat, într-adevăr, prima concluzie este că economia contează, percepția cu privire la starea economiei contează. Corect. Contează de asemenea erodarea la putere, oricât suntem de optimiști, ani de zile petrecuți la putere în condiții de criză, de nemulțumiri sociale, se reflectă în intenția de vot. Cred că aceste lucruri trebuie avute în vedere și pentru România. Acum? Și încă un lucru, dacă îmi permiteți, care este valabil și pentru România, să ne gândim cât contează politica externă sau cât nu, dacă contează sau nu contează politica externă în economia politicii interne și a alegerilor. Pe de altă parte, nici nu mai trebuie să ne imaginăm ca jurnaliști, ca observatori, ca cetățeni, Alison Mutler, pentru că am văzut interviuri, declarații
în fiecare zi din măcar ultimele 5, 7, 10 zile, dacă ești emigrant în Statele Unite și cu atât mai rău dacă ești cu forme ilegale, pe semne că te gândești că mâine s-ar putea să nu mai fii pe pământ american, având în vedere promisiunile de deportări în masă pe care le-a făcut domnul Trump. Da, dar unul e declarație, celălalt e faptă. Și Donald Trump e cunoscut pentru declarație mai outrageous, mai, nu știu, mai extravagante, mai neortodoxe, dacă vrem. Și altul este ce face. Adică nu-mi vine să cred el, care trebuie el să fie extrem de mulțumit acum, că a câștigat mult mai bine decât ar fi crezut. El era gata să declare că era alegeri fraudate. Am văzut la început, adică chiar ieri a spus că sunt niște cazuri în care sunt niște fraude care se întâmplă, dar și el trebuie să fie foarte mulțumit acum. Și nu cred că primul lucru care o să facă el este să o începe cu deportările, pentru că o să creeze o sumedenie de probleme și el probabil o să vrea ca orice om de afaceri să construiască ceva, aș fi zis. Dar asta e doar un punct de vedere. Uh-huh. Dar nu îl văd să facă așa. Asta a fost mai mult pentru el a vrut în primul rând din campanie să genereze energie, să genereze șoc. Lume să-l asculte, să fie scandalizat, fie îndrăgostit de el. Așa funcționează el ca politician. Dar el este mult mai conservator și neconflictual în acțiunile sale decât speech-urile lui, mai ales în astea în campanie. Ce puteau face mai bine, doamna Huiu? Democrații până la urmă, în campanie, măcar ultima lună, poate ultimele trei. Adaug cu permisiunea dumneavoastră, ca să mă leg de întrebarea precedentă, că citeam, migrația ilegală a explodat pe final de mandat Biden. Da, aș vrea să fac o precizare apropo de întrebarea dumneavoastră precedentă. Eu sunt mai puțin optimistă în privința politicilor lui Trump. Eu cred că chiar va începe să implementeze măcar o parte din lucrurile pe care le-a spus și le-a promis în campanie, inclusiv politici anti-emigrație. Un calcul făcut de experți arătau că o eventuală operațiune de deportare masivă de imigranți ar costa Statele Unite 300 de miliarde de dolari și ar aduce la o scădere a PIB-ului american, pentru că asta ar însemna scoaterea din economie a 10-12 milioane de oameni. Wow. Deci ar putea avea un impact foarte mare. În același timp, având în vedere precedentul ăsta, am spus că cred că va începe să implementeze aceste politici, mai ales că acum, practic, alegătorii americani au dat lui Donald Trump toată puterea în mână. Are Senatul, Camera nu știm încă, dar probabil va avea și Camera, are Curtea Supremă de Justiție. Bun, referitor la întrebarea mea voastră, ce puteau fi face democrații diferit, este foarte dificil de spus. Cred că cu spațiul pe care l-a avut și în momentul în care a intrat în campanie, Kamala Harris a făcut cam tot ce putea face ea și din perspectiva operațiunilor de campanie. Au avut o organizare extraordinară, voluntari în teren, au avut fonduri, au lucrat după o rețetă clasică de campanie, dar cred că undeva acesta a fost plafonul de sus la care au putut merge. Nu știu dacă lucrurile s-ar fi schimbat în cazul în care ar fi avut mai mult timp, probabil nu. Știți că și Joe Biden era la fel cotat sub Donald Trump, deci șansele ca el să fi câștigat alegerile din Statele Unite erau foarte reduse de asemenea. Nu știu cum ar fi arătat lucrurile în cazul în care și-ar fi desemnat un alt candidat. E foarte greu să facem acum o analiză retrospectivă. Da, că poate au pus accent mult prea mare pe chestiunile legate de dreptul la avort și cred că au sperat foarte mult că femeile vor ieși în număr mult mai mare la vot pentru Kamala Harris. Avansul ei față de Donald Trump a fost de 20% în rândul electoratului feminin. Ei sperau undeva la 30%, lucru care nu s-a materializat. Și pe de altă parte, cred că au subestimat
poate reacția alegătorilor de, cum am spus, de culoare și hispanici și preocupărilor profunde pentru ce se va întâmpla cu economia. A fost, nu știu, sunt curios, credeți că a fost o lebădă neagră întreg episodul cu gunoi, gunoaie, portoricani și modul în care Trump a speculat imediat acest moment? Nu cred. Cred că erau bazinele electorale erau destul deja de așezate. Dacă vă uitați în timp, în ciuda faptului că în fiecare zi părea că se întâmplă altceva, practic sondajele nu s-au mișcat foarte tare din vară până la rezultatul alegerilor. Și totuși acum... S-au mișcat aparent doar, da. Deși a pornit bine, Alison Mattler. Doamna Harris, îmi aduc aminte, imediat după anunțul eu voi candida, în sondaje... Era, nu știu dacă e termenul poate al democraților, optimist, era optimist moderat sau nu, dar stătea bine la început de cursă. Da, trebuie să ne uităm puțin cum a ajuns acolo. Adică era extrem de mult presiune asupra lui Biden să se retragă din cursă. Din oameni în jurul său, din presa americană, chiar din aliați tradiționali, gen New York Times, care a scris zile la rând să se retragă. Era un asalt asupra lui. Deci în momentul în care el s-a retras, s-a detenționat situația și toată lumea s-a uitat care va fi următorul pas. Și imediat a apărut Kamala Harris și era un suflu nou. Deci ea a beneficiat foarte mult de faptul că nu era Biden, avea doar atunci 59 de ani și pentru prima dată electoratul sau oamenii au auzit vocea ei, pentru că fiind vice president nu este un rol foarte glamorous, nu prea ești auzit în public, nu ți se dă roluri, lucrurile interesante de făcut. Dar ea a ieșit și atunci era ceva nou, o șansă nouă, un optimism, este absolut normal. Dar acest optimism s-a epuizat în, sau ideea că e ceva nou și interesant, s-a epuizat în aceste trei luni. Deci nu mai, adică ea a beneficiat faptul că ea a rezolvat o situație. Situația înseamnă că Joe Biden nu mai era apt pentru a fi președinte. Corect. Și să adăugăm despre democrații, de pildă, că doamna Harris nu a candidat ca rezultat, ca efect direct al unui vot în interiorul partidului, ci mai degrabă a fost o perdare de ștafetă, o desemnare. Dacă și asta a contat pentru democrație, mă gândesc la analogia cu politica românească și din când în când când spunem, iată cum primari din țară IX nu trag între ghilimele pentru candidatul în care nu cred. Dacă a contat și asta sau nu, apropo de puterea de peste ocean, puterea politică care se va propaga în jurul lui Donald Trump, da, republicanii au reușit să preia controlul în Senat și e cam pentru prima oară în ultimii 4 ani au reușit să-și consolideze majoritatea în Camera Reprezentanților, ceea ce înseamnă că republicanii vor deține Casa Albă, care exercită puterea executivă, dar și legislativul. Să nu uităm, Curtea Supremă de Justiție e dominată de o majoritate conservatoare. Practic toate cele trei puteri în stat vor fi controlate de noua administrație a președintelui proclamat. O mare victorie pentru republicani este câștigarea Senatului pentru prima oară în ultimii 4 ani. Senatul american are un rol decisiv în confirmarea miniștrilor din noul guvern condus de președinte. În același timp, senatorii validează și propunerile pentru pozițiile cheie din domeniul securității imediat după învestirea președintelui la 20 ianuarie. Tot Senatul este cel care numește judecătorii Curții Supreme și prezintă propunerile de ambasadori. America has given us an unprecedented and powerful mandate. We have taken back control of the Senate. Wow, that's good. Printre primele decizii pe care le va lua Senatul va fi alegerea unui nou lider al Camerei Superioare. Republicanii își păstrează controlul și în Camera Reprezentanților. Liderul Camerei, Mike Johnson, a fost reales pentru un nou mandat. We're going to be prepared to lead because we are facing the greatest collection of challenges that our country has faced probably since World War II, if not the Civil War. Johnson, în vârstă de 52 de ani, este un aliat loial al lui Donald Trump. De altfel, el a devenit parlamentar în 2016, atunci când Trump a fost ales președinte. Camera Reprezentanților are un rol esențial pentru că este forul care adoptă legislația. Până la adoptarea de noi legi, Camera Reprezentanților și Senatul urmează să valideze rezultatul alegerilor prezidențiale la 6 ianuarie.
Poate că Statele Unite ale Americii, Iulia Huiu, au avut sau au o dorință de a arăta, iată, suntem primii care am avut un președinte de culoare. Puteam fi primii care să avem o președintă de culoare și femeie, pentru că totuși candidată nu mai era o premieră, odată cu doamna Hillary Clinton, s-a risipit și această, să spunem, premieră. Curiozitatea mea e, poporul american rămâne întrucâtva misogin? Nu era pregătit să aleagă o femeie? A contat în vreun fel și acest aspect? E greu de răspuns la această întrebare. Se poate să fi contat, nu știu dacă, însă în măsură decisivă. Okay. Cred că, dincolo de aceasta, au fost mulți alți factori care au condus la acest rezultat. Au fost multe variabile care s-au acumulat și care au condus la acest rezultat. Dacă cel legat de gen este unul din factori, atunci a contribuit, dar nu cred că a fost cel decisiv. Pe de altă parte, domnul Trump, Alison Mutler, spuneați mai devreme, rămâne același showman. Dar e poate ușor schimbat în vreun fel? Sau dacă el nu s-a schimbat, totuși lumea e alta de acum 4 ani. Iată, un război în Europa. Și nu doar. Da. Oricum, lumea care se temea de el a văzut că deja a condus America 4 ani. Și n-a explodat America, n-a fost al treilea război mondial. Adică asta l-a ajutat faptul că a mai fost la putere. Adică oamenii au o experiență cu el. Totuși Kamala Harris, deși a fost vicepreședinte, a fost destul de discret, nu a fost pe prim plan și lumea nu a cunoscut-o. Cred că notorietatea lui l-a ajutat faptul că deja a avut 4 ani ca președinte. Asta l-a ajutat. Eu cred că trebuie să... Donald Trump se spune că e foarte imprevizibil și clar, asta face parte din caracterul sau personalitatea său. Însă, Donald Trump în general a fost foarte nemulțumit, foarte nedreptățit, a crezut că e victimă și așa mai departe. Acum, el a avut o victorie decisivă, mult mai bun decât poate nici el nu credea. Da. Și în Senat, și în Camera Reprezentanților. Or, asta înseamnă că avem un Donald Trump mulțumit, care un Donald Trump mulțumit, aș fi zis, este un Donald Trump care nu este atât de mult pornit pe răzbunare, cum ameniza în timpul campaniei. Și asta nu poate să fie decât un lucru bun, după părerea mea. Va fi foarte interesant sau vor fi foarte interesanți următorii 4 ani, inclusiv pentru noi. Vă mulțumesc foarte mult, distinse doamne, pentru analiza la Euronews România. Iulia Huiu, analist de relații internaționale, Alison Mutler, jurnalistă. Și rămânem poate cumva într-o sferă între noi, să spunem, jurnaliștii și în momentele următoare. Colega mea, Ioana Nicolescu, va sta de vorbă cu un jurnalist american de această dată. Te urmărim, Ioana. Bun găsit! Alături de mine este Dan Perry, care provine dintr-o familie de emigranți români în Statele Unite. Este jurnalist american și a venit pentru prima dată în România după Revoluție, în 1989, și a rămas aici o perioadă de timp ca să analizeze schimbările din această parte a Europei. Și iată, acum că avem de-a face cu o nouă schimbare, Donald Trump este noul președinte al Statelor Unite, ce înseamnă pentru România și pentru zona aceasta de lume faptul că Donald Trump ajunge la Casa Albă pentru a doua oară? Aș zice că e vorba de un destul de mare pericol pentru România, ca pentru toată lumea, din cauza că Trump este absolut neimprevizibil. Nu pot ști în niciun moment ce vă face. Este impulsiv, este superficial, are idei al lui, care în general sunt foarte simplistice. Nu ia în cont prea mult ce zic experții, nu ia în cont prea mult ce vrea lumea așa zisă civilizată. Și asta ar putea aduce lucruri bune, din cauza că birocrație și tradiție, cum s-a făcut întotdeauna, nu este necesar lucru cum trebuie să se facă în viitor. Dar așa că uneori aceste impulse
a lui Trump ar putea fi utile, dar în același timp putem să ne găsim cu niște nebunii absolute. Donald Trump spune una, poate face alta. În orice caz a avut un limbaj destul de radical în timpul campaniei, inclusiv în ceea ce privește ajutorul pentru Ucraina. Pe noi ne interesează foarte mult lucrul acesta, pentru că ucrainienii nu luptă doar pentru ei, luptă și pentru noi și pentru toată Europa. Ce credeți că se va întâmpla în ceea ce privește războiul dintre Rusia și Ucraina cu Donald Trump la Casa Albă? Cred că Trump o să încearcă să-l forțeze pe Zelensky ca să facă un compromis cu Putin și să-i dea teritoriul în estul Ucrainei. Că Ucraina va accepta asta? Okay. Mi se pare că au nevoie de ajutor american ca să continue. Alternativul este ca germanii și francezii să dea ajutor în locul americanilor, ajutor militar. Eu nu am observat în ultimii 10 de ani un asemenea curaj din partea comunitatea de securitate în Europa. Nu este exclus. Dar în același timp, Ideea de un compromis cu Putin nu este ceva care nu se poate contempla. Granițele interioare a Uniunii Sovietică erau în mare parte o ficție. Și ideea că sunt absolut sfânte, hai să zicem că nu este o idee care Trump accepte. Ar fi trist pentru Ucraina, absolut, și este, cum zic, periculos ca să creeze doar impresia că un dictator ca Putin poate să primească un premiu pentru o agresiune criminală. Nu zic că e simplu acest lucru, dar absolut zic că este simplu în mintea lui Trump. Trump vede o graniță destul de fictivă, zice că are aici un om foarte puternic, Putin, care vrea ceva. Poate dacă îi dai jumătate în acest ceva, va fi satisfăcut și Trump va prima credit că a făcut un deal, o afacere. Ce credeți că se va întâmpla cu prezența soldaților americani pe flancul estic? Mă refer în special la noi și la polonezi. Dacă vor păstra efectivele pe care le au în momentul de față pe teritoriul României sau vor retrage? Știm că Joe Biden a adus încă 3.000 de soldați americani aici după ce a început acest conflict între Rusia și Ucraina. Când vorbim de numere de soldați, nu e vorba de principiu, dar de cantitate. Nu cred că aici Trump necesar să-i pese prea mult. Cu el există un subiect mai elevat, care este că, în general, e foarte sceptic despre NATO. A zis mai multe ori că NATO este obsolet, în engleză, cum se zice obsolet? Nu mai este o alianță care să conteze. A zis că este foarte grasă și neefectivă și că America este un sistem pentru străini ca să ia banii americanilor. Asta sunt lucruri care el a zis până cu 4 ani. Acum, hai să fim onești. Majoritatea membrii a NATO nu au contribuit ceea ce trebuia să contribuie. Și până astăzi nu pot explica de ce. Germania are cei 2% a bugetului ca să dea lui această alianță și a fost prea greu pentru americanii să convingă pe toți ceilalți ca să nu creeze impresiunea că iau avantaj de americanii. Un om ca Trump, când este o impresia că cineva ia avantaj de el, pentru el e foarte, îl atrage narativul că el a să pună punct la acest lucru. Așa că cred că nu are niciun fel de răbdare pentru lucruri care aparentemente nu sunt cum ar trebui să fie, din cauza că cineva crede că americanii nu înțeleg ceva și ia avantaj de ei. Să zice asta, dar zic că ia avantaj de cineva. Așa că cred că în ceea ce privește NATO și soldații discutați, de fapt e vorba de ceva care se atașează la faptul că România este un stat membru al NATO. Trump nu îi place ideea că în anii 90 și după aia, că NATO a fost extins într-o manieră care a enervat pe Rusia și pe Putin.
el a fost contra acestui lucru și iarăși, trebuie să fie onești. Asta a fost un gamble? Cum se zice gamble? A fost un pariu. A fost un pariu destul de dubios ca să iei NATO și să aduci până la granița Rusiei. Mi se pare, asta a luat, nu a luat în seamă posibilitatea că Rusia ar putea să devină agresivă și militantă. Și care exact așa s-a întâmplat? Mai este o diferență, probabil că pe Donald Trump îl paște și un conflict cu China, avem problema Taiwanului, dar în momentul de față vedem că deja chinezii au intervenit, cel puțin prin Rusia, au trimis trupele nord-coreene pe front în Ucraina, este o mișcare care nu a avut loc nici măcar în timpul războiului rece. Ce semnalează asta pentru dezvoltarea conflictului în zonă și ce credeți că se va întâmpla cu politica externă a lui Donald Trump mai departe? Foarte, foarte periculos, din cauza că discutăm de Taiwan. De ce trebuie Occidentul ca să se implice într-o insulă care, dacă te uiți pe hartă, arată parcă ar fi parte din China? De ce? Ok, pentru că avem o obligație, pentru că ne place democrație, tot felul de lucruri de genul ăsta care nu îl interesează pe Trump. Acum, el nu vrea ca să arate parcă America a pierdut ceva. Asta îl interesează. Așa că încă nu va da Taiwan ca cadou la China chiar așa, atât de repede. Dar nici nu cred că interesează principiul că trebuie să ai o democrație lângă China care vorbește chinezește și pare să fie parte din China, dar noi îi protejăm ca să nu fie parte din China. Adică principiul nu interesează. Aparență îl interesează. Bani îl interesează. Popularitatea îl interesează. Și încă ceva, este destul de infantil. Așa că mi se pare că dacă Xi Jinping a să spună că Melania are niște pantofi foarte frumoși, nu e exclus ca Trump să fie foarte impresionat și să vrea să facă un deal cu Xi Jinping, din cauza că a vorbit frumos despre nevastă. Despre asta vorbim. Nu e o situație simplă. Acum, nu vreau să jignesc pe nimeni. Nu zic că este un idiot, dar lumea e complicată și personalități sunt un factor și personalitatea lui Trump este ca atare. Și cu asta trebuie noi toți să supraviețuim patru ani. Mulțumim mult de tot! Mulțumesc, Ioana Nicolescu. De la vot la petrecere, pentru că așa arăta ziua alegerilor pentru cei mai mulți dintre americani, așa numitele watch parties au devenit deja o tradiție. Oamenii organizează petreceri și vizionează numărătoarea voturilor în timp real. Votanții au cântat, dansat, au băut, toate acestea în timp ce sperau să câștige favoritul. Bineînțeles, cele mai populare watch parties au fost organizate chiar de Donald Trump în Florida și în Maryland de Kamala Harris. Imediat după ce au votat, mulți dintre americani au mers în pub-uri, la concerte stradale sau chiar în campusuri universitare ca să vizioneze rezultatele alegerilor. Și Kamala Harris a organizat un astfel de eveniment în Maryland. Apropiere de Universitatea Howard, acolo unde știți că candidata democrată la funcția de președinte a Statelor Unite, Kamala Harris, este gazda unei ceea ce se numește watch party. Un watch party imens, este foarte mult zgomot. Petrecerea este în toi aici, în interior, în curtea interioară a universității, care este alma mater pentru Kamala Harris. Și în Washington DC au fost organizate așa numitele watch parties. În Georgia, un grup de liceeni a marcat ziua alegerilor prin dans.
și americanii care trăiesc în străinătate organizează watch parties. La Berlin, tinerii s-au adunat la Teatrul Babilon, însă nu înainte de a merge la vot. What happens in America directly affects us here in Germany. And many of us still have friends and family in America, so the policies of the politicians make a very big difference, even for people very far away. It's important for me to vote because, number one, I'm still a citizen, even though I live in Berlin since many years. Sunt însă și altfel de modalități prin care americanii au marcat ziua alegerilor. De exemplu, la o biserică evanghelică din Detroit, Michigan, zeci de creștini neoprotestanți s-au întâlnit pentru a se ruga în unison pentru viitorul țării. In which we live, the United States of America. Father, we thank you for blessing your people. We thank you for bringing us this far. Aproape de finalul orei, vă propun încă o privire. Statele Unite ale Americii, din punct de vedere al rezultatului votului, din punct de vedere politic, al opțiunilor cetățenilor cu drept de vot, arată atât de roșu, arată atât de albastru. Cu state care cândva, sigur, erau dedicate democraților și care au schimbat macazul, o schimbare de paradigmă cu un Donald Trump care, spuneam și la începutul orei, are cu 7 electori mai mult decât pragul și, sigur, cu niște state hașurate despre care vom vorbi și în orele următoare, care au fost cu democrații, care, vă spuneam, acum au cu totul alte opțiuni. Așa arată imaginea de ansamblu, Statele Unite ale Americii, ceea ce înseamnă că următorii 4 ani sunt Donald Trump, fotoliul principal din biroul oval al Casei Albe. Ne revedem de la fix.